mișto intro ăsta. De asemenea, la fel de mișto este și cana. Ambele făcute de atelierul Carpe Diem. Am o cană Broadheader, personalizată. Mulțumesc foarte mult atelierul Carpe Diem din Pitești. Dragii mei, o să pun un link în descriere cu pagina de Facebook, unde puteți să-i contactați și să vă imprimați orice vreți. Căni, tricouri, să vă facă logo-uri, intro-uri, etc. Dacă vă faceți aminte, acum ceva zile, cei care mi-au urmărit și pagina de Facebook sau v-ați abonat, ați dat like paginii, am spus la un moment dat că voi face un material video despre finalizarea vestei antiglonți, homemade. Ei bine, am întârziat să o pun, spusesem că voi pune materialul atunci. Din păcate am întârziat, dar nu e nicio problemă. Am terminat-o. Are 10 kg, bine pentru mine. 10 kg nu e o greutate mare. Faza e că încerc să o ridic pasta din poziții nasoale pentru pizza. Da, are în jur de 10 kg. Ei bine, ce am făcut practic? Puteți face și voi. Încă o dată o spun. Ceea ce am făcut eu, de fapt vreau să menționez următorul lucru. Ceea ce am făcut eu, da, materialele antiglonți pe care le vedeți la mine, pe care le vedeți că le testez, pe care le vedeți că le folosesc, voi dacă doriți să faceți ca mine, bine, dacă nu, nu. Eu nu recomand nimănui să facă ceea ce fac eu. De ce? Dacă eu greșesc, va greși și acela sau vor greși și aceia și nu vreau să vă am pe conștiință. De aceea, în materialele video pe care vi le prezint, nu expun decât propria mea opinie, cât și propriile creații. Cum este asta? Bun. Ce am făcut? Am luat două bucăți de oțel, nu o să vă spun de care oțel pentru că este micul meu secret, fiecare se descurcă după cum poate. Două plăci de oțel de 6 mm grosime, cărora le-am adăugat un strat de cauciuc. Aici voi recunoaște, cauciucul nu este unul special. Și o să încerc să vă arăt, sper să reușesc să o scot pe asta din spate. Cauciucul are o grosime de, să zic, aproape un centimetru. Nici nu am măsurat. Dacă tot sunt la capitolul ăsta, să măsur. Are 90, aproximativ 90 de milimetri, 9 milimetri. Da, aproape un centimetru. Ce greu iese! Nu pot. Mai încerc o dată. Nu pot. Bun, o să vi-l prezint în felul ăsta. Așadar, ceea ce vedeți aici, asta este oțel. Ceea ce vedeți din coace, asta este cauciucul. Da? Se observă, e mai gros cauciucul decât oțelul. Oțelul are, v-am spus, 6 mm. Cauciucul are 9 mm. Ca muniția. Bun. Acum, dacă tot am așat, să-l fac la loc. Bun. Le-am lipit cu poxipol. Și, da, cei care lucrați în domeniu veți spune, bă, ăsta e nebun. Cum dracu învață asta lumea să-și lipească cauciuc de oțel cu poxipol. Cei care gândiți probabil chestia asta, cei care gândiți lucrul ăsta despre mine, probabil nu ați fost atenți la ce am spus mai devreme. Derulați și o să înțelegeți. Ok. Nu am acasă atelier specializat, nu am acasă ustensile, aparate speciale prin care să realizez această lipire sau soluții speciale pentru a lipi cauciucul de oțel. Dar, cum v-am spus, atât la proiectul ăsta, cât și la proiectele anterioare, cu plăcile balistice din fibră de sticlă, astea sunt lucruri, sunt materiale balistice homemade, da, făcute acasă, cu ce ai tu la îndemână. Drept urmare, acasă, la îndemână, nu poți avea un
o fabrică, da? Nu poți avea un atelier specializat. Ai niște materiale simple, da? Materie primă. Și te folosești de acea materie primă. Iar la capitolul adeziv, cel mai bun și mai zdrav în adeziv pe care l-am considerat eu a fost Poxibol. Da, unii o să spună că fac reclamă. Ăsta e, vă spun, voi puteți folosi orice doriți voi. Bun, care este scopul cauciucului lipit de oțel? Da, în mod normal, glonțul, să luăm de exemplu 9 mm. 9 mm full metal jacket, da? Adică îmbrăcat complet în alamă, în cupru. Glonțul de 9 mm, în momentul în care lovește o placă, lovește placa de oțel, el se dezintegrează. Se sparge, cum îmi place mie să spun. Unii mă vor contrazice. Trageți, mergeți la poligon și trageți. Dacă glonțul lovește un corp mai dur decât el în sine, da? Se dezintegrează. De regulă. Ei bine, rolul cauciucului este de a stopa împrăștirea fragmentelor din glonț către zona capului. Deci, practic, da, ne imaginăm, asta e spatele, ne imaginăm că e fața. Dacă n-aș avea cauciucul, da, vestea, materialul stă aici, da, în poziția asta. Vine glonțul, lovește în placa de oțel, se sparge, da, se dezintegrează și bucăți din el pot ajunge să mă lovească în zona gâtului, în zona bărbiei. Deci nu mori direct ca de la glonț, mori indirect, din bucăți din el, de la niște bucăți din el. Bun. Rolul cauciucului care este? În primul rând, de zona de contact primară. Da? Nu are el mare influență. Apropo, cauciucul pe care l-am folosit este de la coață în el. Nu știu ce denumire are. Cei care se pricep, îi rog să-mi lase un mesaj privat pe pagina de Facebook, pentru că pe YouTube am dezactivat comentariile. Acest tip de cauciuc îl consider mai rezistent, mai dur. Bun. În momentul în care glonțul intră și lovește placa de cauciuc, lovește cauciucul, mai pierde un pic din inerție, din energie, da? În funcție, bineînțeles, de ce calibru. Dar ne imaginăm la 9 mm. 9 mm, voi face și testele în poligon, în momentul în care voi găsi poligonul adecvat care să-mi permită chestia asta. Mai am o placă, mai am cauciuc, nu-i problemă de Poxibol, se găsește în comerț și voi testa. Bun. Glonțul lovește cauciucul, mai pierde un pic din energie și lovește placa de oțel. În momentul ăla se dezintegrează, da? Se sparge. Ei bine, cauciucul fiind lipit de placa de oțel, împiedică acele schije să ajungă către zona gâtului, da? Către zona vitală și să mă rănească. Cel puțin asta la nivel teoretic. Există plăcile balistice AR-15, AR-500. AR-15, îmi cer scuze, AR-500, AR-500. Ei bine, AR-500 conține niște plăci metalice înclinse, cred, din oțel, care sunt învelite, îmbrăcate complet în cauciuc. Cauciucul ăla este lipit printr-un procedeu sau, în fine, aderă la acea placă metalică din oțel printr-un procedeu anume, special, pe care îl folosesc constructorii în atelier. Ei bine, eu nu dispun acasă de un atelier, cum am spus, specializat. Drept urmare, folosesc material pe care le-am la îndemână. Cum am procedat? Am luat cauciucul, m-am chinuit ceva să-l tai, să-l aduc la dimensiunea plăcilor. Poxipolul, mare atenție, trebuie să-l întindeți destul de bine. Plăcile, inițial le-am cumpărat la dimensiunea de 30 pe 35 cm, da? Și 6 mm grosime. Inițial a trebuit să mai reduc din ele, să mai tai vesta. V-am spus, primul material în care am prezentat-o, sper să nu se rupă. Vesta a venit cu niște plăcuțe din burete. Da? Ea este o vestă de airsoft, dar este foarte zdravă. Și a venit cu acele plăcuțe din burete. Am pus plăcuțele din burete pe plăcile de oțel, am trasat cu markerul și m-am dus din nou la atelier să mi le taie. După ce le-a tăiat, le-am introdus în buzunare și intrau perfect. După ce am lipit și cauciucul, mare atenție să nu fie foarte gros cauciucul, pentru că riscați să nu vă mai poată, să nu vă mai intre în buzunare. Și aveți două opțiuni, schimbați vesta sau schimbați buzunarele. E simplu. Bun.
A treia opțiune, sau cea mai indicată, e să cumpărați, să folosiți o bucată de cauciuc suficient de groasă încât să vă permită să introduceți plăcile în buzunare. Bun, am întins poxipolul, ăsta se întărește undeva la vreo 10 minute, am întins poxipolul, am lucrat un pic cauciucul, astfel el oricum, el venise, îl cumpărase într-o rolă și venise un pic curbat. Datorită rigidității specifice a materialului cauciucului, l-am lucrat un pic, l-am îndoit astfel încât să-l aduc cât de cât mai drept, să-l fac un pic mai drept. L-am lipit, după aceea am întins foarte bine epoxipolul, e într-un strat subțire, recunosc, pentru că dintr-un pachet de ăla de epoxipol va trebui cam 2, 3 ar fi ideal, dar costă vreo 16 lei, așa că na, nu e mare o avere, dar depășiți 100 de lei pentru 6 bucăți de alea. Aproape, în funcție de cât costă la fie, în fiecare oraș. L-am pus, l-am lipit și am întors plăcuța metalică deasupra, cauciucul de desubt și am pus o greutate deasupra, da, peste, și l-am așezat pe o suprafață dură, astfel încât să se lipească, îmi place mie să cred, cât mai bine. Drept urmare, în momentul de față, ea se prezintă după cum v-am arătat. Ea a fost la o partidă de vânătoare și am avut-o cu mine. Am avut-o cu mine nu pentru că vreau să mă laud, ci pur și simplu din dorința de a rămâne viu, de a mă întoarce viu acasă, pentru că au fost suficient de multe, s-au întâmplat suficient de multe accidente la vânătoare. Bine, o să spuneți, păi bun, și pe cap. Aia era, dacă mă loveam cap, muream și... Doamne ferici. Bun. Asta a fost Vesta Antiglonț. Încă nu este, v-am spus, încă nu este... nu am terminat-o, am realizat ulterior. De ce? Plăcuța din față, trebuie... Plăcuței din față trebuie să-i tai colțurile de sus, să le decupezi. De ce? În momentul în care o am aici și vreau să duc... Deși ea îmi vine cam în felul ăsta, da? În momentul în care eu vreau să... Ne imaginăm că iau poziția de tragere, da? Când duc mine în față, mă incomodează. Deci exact așa vin. Și nu pot să strâng. De aceea va trebui să tai din colțurile astea, da? Să le decupez. Nu știu exact ce, la ce dimensiune, dar în sub ce unghi, dar cred că o să analizez, să mă uit un pic, să mă documentez pe internet și le voi decupa. Asta a fost Vesta Antiglonț. Terminată. Aș aprecia eu în proporție de 98%. Mai tare are așa. Cam asta a fost. Sper să nu mă fi înșelat în privința rezistenței ei. Bun. Las-o pun jos. Uite ce grea e. 10 kg. Gândiți-vă că sunt altele de 20 de kg, de 30 de kg. Parcă acum cafeaua are un gust mult mai bun dintr-o cană personalizată. Mulțumesc încă o dată atelierului Carpe Diem din Pitești. Dragii mei, pe post de încheiere. Bine că aluneci. Du-te din coace. Cum spuneam, pe post de încheiere, vreau să o spun încă o dată. Tot ce vedeți la mine că fac, în special în ceea ce privește de siguranță, pe linia armelor și muniților, pe linia materialelor balistice, plăcuțelor antiglonți pe care le confecționez acasă și pe care vi le prezint. Să se înțeleagă, mi-ar plăcea să înțelegeți foarte clar. Ceea ce vă prezint, nu vă prezint cu scopul de a vă instiga și pe voi, să vă îndemn, bă, faceți voi ca mine. Nu. Eu v-am prezentat ceea ce se poate face. Am prezentat un material video prin care făceam reclamă prototipului meu, da? Și am explicat cum se poate face acasă, în special, l-am gândit în special pentru lucrătorii mei aici. De ce? Cum am spus-o și atunci, o Vesta Antiglonț în comerț costă destul de mult. Un proiect, o Vesta Antiglonț făcută acasă, iată că te poate ajunge mult mai, te poate costa mult mai puțin. Dacă vrei să folosești plăcuțe, te costă extraordinar de puțin. Și nu v-am spus costurile. Plăcuțele metalice au costat în total 75 de lei. Vesta a costat în jur de 85 de lei, cu tot cu transport, ea a fost 70.
Pe cauciuc am plătit 30 de lei. Deci, costurile sunt extraordinar de mici, cu 200, hai 300 de lei maximum, îți poți face tu acasă ceva care să te protejeze. Nu știu nivelul de protecție, urmează să testez. Revenim la ideea de încheiere. Eu vă prezint de dragul de a arăta că se poate face și acasă. Da? M-am documentat înainte de a începe să lucrez. Ceea ce vă recomand, aici îmi permit, vă recomand, vă sfătuiesc, vă îndrum să faceți și voi aceeași chestie. Documentați-vă, nu vă luați după mine. Eu sunt un om. Sunt un om simplu, nu mă consider altceva decât un om simplu. E posibil să greșesc, pentru că sunt om și sunt supus greșelii ca om. Dacă eu greșesc și tu te iei după mine, sau dacă eu greșesc și îți indic să te iei după mine și ulterior constatăm, atât eu cât și tu sau voi, că am greșit, păi eu voi avea conștiința încărcată știind că v-am pus pe voi în pericol sau voi ați fost puși în pericol prin faptul că ați făcut ceea ce v-am zis eu să faceți. Da? Deci vreau să se înțeleagă, să se înțeleagă foarte clar acest aspect. Eu prezint niște materiale pe care eu le fac și mi-asum. Îmi asum ceea ce fac, îmi pun uneori, putem spune că într-o astfel de situație, dacă eu mi-am confecționat și port sau voi purta la un moment dat această vestă cu aceste materiale făcute acasă, îmi pun viața în ele, da? În special după ce le voi testa. În fibra de sticlă, da, am testat cu 357 Magnum și l-a oprit. În ce mă privește, eu aș purta niște plăci făcute de mâna mea, da, într-o vestă de genul ăsta. Da? Pentru că eu voi testa și știu sigur ce poate opri. Poate opri doar 9 mm, poate opri doar 357 Magnum sau poate opri până la 500 Magnum inclusiv, 500 Smith & Wesson. Da? Pentru că eu știu. Voi puteți să faceți acasă ceea ce vedeți la mine că fac. Da, dacă n-aveți un să testați, nu vă recomand să vă puneți toată viața, toată încrederea în chestiunea aia. În fine, hai că iar m-am lungit cu filmulețul. Unii dintre voi mi-ați sugerat să fac filmulețe mult mai lungi, alții să fac filmulețe mult mai scurte. În fine, nu o să vă ascult nici pe unii, nici pe alții. Le voi face cât consider eu că trebuie. Dacă voi face vreodată un filmuleț lung de 2 ore, ăla va fi materialul video pe care eu l-am considerat de 2 ore. Vă explic foarte multe chestii. Dacă dumneavoastră, voi, mai aveți întrebări, mai aveți curiozități legate de arcuri cu săgeți, armele de foc, chestii juridice și orice altceva ce ține de lumea juridică, lumea drepturilor, lumea armelor de foc și ceea ce am enumerat mai devreme, vă rog, lăsați mesaje private pe pagina de Facebook cu același nume, Broadheader. Și, mare atenție, nu dau detalii personale, nu-mi place să vorbesc despre serviciu, nu-mi place să vorbesc despre viața personală, nu-mi place să vorbesc despre mine. Așa că, cei care sunteți curioși să aflați amănunte de genul ăsta despre mine, nu voi răspunde mesajelor voastre. Mulțumesc foarte mult pentru apreciere, mulțumesc foarte mult pentru vizualizare, pentru atenție. Broadheader, am fost eu, gazda noastră în acest episod și... Până data viitoare, ce să vă zic? Mare atenție ce faceți. Dacă vreți să vă luați după mine, vă asumați. Eu nu-mi asum ceea ce faceți voi, pentru că eu nu vă recomand să o faceți ca mine. Eu doar vă prezint ceea ce fac eu. Da? Deci dacă eu prezint faptul că, să spunem, aș conduce un tren, da? Asta nu înseamnă că oricine trebuie să conducă un tren. Nu. Dacă aș conduce un tren, înseamnă că am pregătirea necesară să conduc un tren. Dacă eu creez niște materiale homemade, balistice homemade, înseamnă că am o oarecare pregătire, am oarece cunoștințe în ceea ce privește aceste materiale. Dar, deja am discutat chestia asta. Încă o dată, mulțumesc foarte mult pentru atenție. Urmează sărbătorile și n-am uitat ce v-am promis. Voi realiza un material video interesant pentru voi, ca urmare a apropierii finalului de an. Doamne ajută, multă sănătate și la mulți ani, dragii mei, salut!